Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici. Salut! Azi vorbim despre copiii care nu stau locului atunci când trebuie să-i îmbraci. În cazurile fericite, copilul are chef de joacă și te provoacă râzând să-l fugărești puțin prin casă înainte să cedeze îmbrăcatului. În cazurile și mai fericite, intri și tu în jocul lui și transformi momentul într-unul distractiv. Asta dacă nu cumva ești deja în întârziere la serviciu, la grădiniță sau la medic și ai vrea să-l îmbraci cât mai repede. În mod ironic, fetița noastră are chef să ne jucăm de a fugărește-mă să mă îmbraci de fiecare dată când avem astfel de programări. Tocmai ca să nu mă frustrez la gândul că vom întârzia și să-mi permit să-i satisfac odorului pofta de joacă, încerc să-mi iau o marjă serioasă de timp atunci când trebuie să respect un anumit program. Uneori reușesc, alteori sunt nevoită să-i stric distracția și să-i strecor hainele pe ea, în timp ce îi descriu în detaliu ce urmează să facem. Există însă și copii care refuză pur și simplu să fie îmbrăcați. Plâng sau dau din mâini și din picioare. Motivele protestelor sunt multe. Unii se supără că sunt deranjați de la joacă, alții nu știu ce urmează să se întâmple odată îmbrăcați, în timp ce alți copii ar vrea să-și poată alege singuri hainele. Pe scurt, nu e simplu să faci față unui copil care nu te lasă să-l îmbraci. Îți trebuie răbdare, calm, blândețe și imaginație să transformi îmbrăcatul într-o joacă. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!